În spatele meu este 335-ul pe care l-am achiziționat acum aproximativ un an. De la review-ul nostru cu acest model am spus că vom mai posta chestii cu mașina, inclusiv diferite lucrări de mentenanță pe care le-am făcut. Lângă mine am cam 1000 de euro în piese. Amortizoare noi de la Bilstein, brațele TRV, TRV fiind producătorul piesei de origine. Acestea nu sunt brațele originale ale mașinii, cât sunt cele de M3, care pe orice E90 și E91 sunt plug and play și schimbă puțin geometria roților, astfel încât acestea se așeze un pic mai bine pe șosea. Mai am alte accesorii necesare montajului, bielte stabilizatoare de la maile, buchi și multe, multe șuruburi. Aceasta este a treia mare operațiune pe care o facem cu această mașină. Prima a fost imediat după ce am cumpărat-o și înainte de a filma review-ul nostru. Pe scurt, aveam o eroare a sistemului valvetronic, acesta nu funcționa și am presupus că era de la servomotorul care se află sub capacul de culbutori. Suplimentar, voiam să verific și șuruburile de la Vanos, deoarece am mai citit că la aceste prime generații de N55 ele se mai desfac și cad în motor. Pe lângă asta am vrut neapărat să schimb preventiv garniturile de la carcasa filtrului de ulei, deoarece dacă acolo apare scurgere, se poate întâmpla ca acel ulei să ajungă pe folia de la Vibrochen, curea de accesorii începe să patineze, sare, forțează garnitura de pe fața Vibrochenului și ajunge fizic în motor, moment în care cuzineții se lubrifiază cu bucăți de curea de accesorii și evident se fac praf. Pe lângă asta am mai pus la punct câteva mici detalii, iar acum o să vă las cu Lucian și Vlad de acum un an de zile cu ceea ce avea să fie prima lucrare semnificativă de mecanici amatori. Ce se poate întâmpla greșit? Deci ultima oară când am luat mânuși cu 100 de lei de la Catena, cutia, haide, au fost perfecte. Hai, și acum când am luat cu jumătate de preț din Dedeban, am rupt 3 încercând să pun una pe mână. Nu e, e incompetent. Sunt L, deci nu intră. Uite-te la ele că nu intră. De ce pot să le fac mai mult? Uh-huh. Asta e mânușă? Deci personajul acesta deci asta... care nu e în stare să-și pună o mânușă, o să desfacă deci motorul ăsta. Am rupt 4 mânuși. Uitați cum am desfăcut cutia de mânuși. Desface, dar... Mamă, deci este nasol rău. Eu nu pot să am mânușile astea, efectiv. O mânuși sunt acolo distrus. Aici avem 8. Nu. 4, 6 șuruburi. În cazul ăsta mai avem 5, dar am șurub de rezervă pentru că ultima oară când am desfăcut l-am pierdut un șurub, desigur. Ai cumpărat șurub? Da, chiar. Cumpărat, da. Ai un clips aici. Și încă unul pe partea asta la care se ajunge mai greu. Este senzorul de noxe pentru sistemul de autoare circulare. Când ăsta citește noxe, când aveți în fața voastră un 320D cu DPF off, da? Ăsta vă protejează să nu faceți cancer de plămâni. Să trag efectiv, să mă undeva pe aici. Și acum pot să scot, așa, exact, ceva de gen. Ușor. Așa. Remove cover towards top. Cover-ul este asta de aici. Pentru cine a cerut să facem, cred că ștergătorul ăsta nu trebuie scos. Trebuie strict să scoatem asta. Vezi cum le așez. Păi nu scrie și pe ele L și R sau ceva? Nu știu, nu pare să scrie. Pune așa în forma asta din care le-am scos. Ia, așează-le tu. Te rog. Așa. Ce-ai făcut? Deja ai încurcat. Așa vedeau. Asta peste asta, pentru că se vede unde e șurubul. Dacă e ca la E46, să vedem. Uite, chiar ca la E46. Iar face haos cu scule, uite ce-i până asta. Păi tu faci. Facem, este un efort de echipă aici. Orice se drate și orice se face cu succes, se face la nivel de echipă. Tu asta trebuie să înțelegi. Deci asta este pur și simplu, de un radiator. Și asta este și ea pur și simplu. De ce desfac și acesta? Când curățăm radiator. Clipsuri. Când o să avem timp și bani. Momentan nu avem nici timp, nu avem nici bani. Că toți banii noștri sunt în 3-3-5. Deci va trebui scoasă de acolo și aici este un senzor. Ceva, Vasile. A,
A, păi și mai am aici o rampă cu toate firele astea. Vezi dacă citeai? Știi să le pui înapoi? Normal. Gata, asta este. Am făcut un mic upgrade de service. Normal, ca orice service care să se facă. Ca să se vadă bine. Deci, ce scrie acolo? Să zicem și... Ceva să că... nu... Descrie, do not detach vent hose at cylinder head cover, risk of damage. Vent probabil hose. Se referă la asta, sincer. Păi nu e vent hose ăsta. Păi bă, asta e vent hose. Asta e ventilul de la de, el, de-ți aruncă ulei în anise de fiecare. Și zice ăsta, vent hose, și vă spun că ăsta. Cum pun eu mâna acolo să nu-mi pierd șurubul ăsta? Stai. Păi gata, desfăl cu mâna. Nu, nu cred că să merg la mână la cum îl simt eu. Asta e pe de la lungueți. Nu, nu desfă, să tocmai ce scrie să nu desfaci astea. Și stai aici pe mână. Chiar. Ne luăm mereu după ce scrie. Ok, deci după mult chin, până la urmă am tras de asta pur și simplu. O idee mai tare așa, rotindu-l. Are o garnit. Și de aici așa. Ăsta are 4 clipsuri și lista spune să nu umblăm la el, deci cel mai bine îl scoatem pe aici așa. Da, am uitat să precizăm cel mai important lucru când lucrezi la o mașină afară. Este sau asta. Pantaloni lungi, că nu mai avem 12 ani. Haideți să continuăm aici. Deci, scoatem plasticul ăsta, că noi la ISTA ajunsesem la țevile de-astea de înaltă presiune, asta pare să avem niște clipsuri. Și spate, sigur, alte clipsuri. Ta-da! More plastic. Și acum distracție. Ăsta este exact motorul de la Valvetronic. Am scos bateria, da? Da. Am pus o cârpă în admisie, ca să nu intre sau să cadă chestii. Cadă șurubelul, s-a distrus motorul. Am pus cârpă de microfibră, că nu ne uităm la bani. Luci, de-astea cumpărat. Banii afară din casă. Do not allow any dirt particles or foreign bodies to get into the system. Remove all traces of contamination before removing lines. Use only lint-free cloths. Seal all fuel system openings with protective caps or plugs. High pressure lines may be rescrewed a maximum of 10 times. Ține-și noi minte că ăsta vine așa? Nu, nu se ține minte, ai răbdare. Asta-s fructele de vacuum? Wow! Aia nu poți fie bine. Și vin pe partea asta așa. Păi ara doar se dă peste cap și acum release plug cum? Ah! Wow! Și acum cum ține minte care e de unde? Ține minte? Poză la cabluri, ia telefonul. Problema este că noi o să dăm jos capacul ăsta cu toate firele lui. Am eu o idee, stai. Deci am numerotat astea, uh-huh. Să știți ordinea lor. Asta e 4, dacă vă întrebați. Deci conform ISTA trebuie să pull upwards with smooth motion. Ai smooth motion? Cum să putem noi să facem o smooth motion aici, nu știu. E garnitura aia, trebuie să ai grijă. Gata? Ușor. Uitați-vă la fața lui când se chinui. Mamă, dar asta nu vrea să iasă. Trebuie să desfacem pe astea mai întâi, o să scape niște presiune, că e benzină sub oarecare presiune aici în momentul ăsta, astfel încât să scape mai mult aici, să scape mai puțin aici. ISTA spune să avem foarte mare grijă să nu ajungă benzină în gaura de la bujie, foarte important. Ți-ai să te dai? Ți-ai să te dai? N-ai să te dai. De uite ce frumos poți să vină asta benzină. Yummy petrol. Și ultimul, la 6 desigur.
Se par strânse foarte ușor. Gata. Nu, de aici mai întâi, așa. Și astea contează? Nu, sunt la fel. Uite, mai puțin aia de capăt, astea sunt la fel. Trebuie să ne întrebăm niște elastice. Ia să cauți după niște elastice. E, nu mai punem și elastice. Pune și elastice. După ce că, dacă te-ar vedea BMW, înțelegi, în momentul ăsta BMW te-ar concilia dacă ar vedea dacă ce faci tu când ei spun acolo, spun niște dopuri. În primul rând, pui... BMW nu cred că are o forfecă de asta de stare să taie nici măcar o mânușă. Înțelegi? Nu știu la cum stai de proastă încât altă utilitate nu au decât asta. Am aici un șurub, evident. UT invers, corect. După care ar trebui să mai deconectez mufele de la injectoare. Asta o să ne prindem care este cum, pentru că pe fiecare cameră ăsta mai lung vine mereu pe stânga și ăsta mai scurt vine pe dreapta, unde vine și mufa de neutru, deci nu mai trebuie să marcăm sau altceva. Și îl dăm cu tot la o parte și punem pe partea asta. Acum avem un motor curat fără fire. Și urmează cea mai exciting part. Desfacem capacul și ne uităm dacă șuruburile de la vanul sunt acolo sau dacă sunt prin motor și trebuie să luăm motorul. Și pentru că niciodată lucrarea nu poate să meargă perfect, așa cum am zis, pentru a desface aceste șuruburi avem nevoie de E10, din ce îmi dai seama, care intră foarte bine pe aici pe majoritatea, dar asta este ce E10 avem noi, este de cricket mare și are forma asta butucănoasă. Aici blocaj. După scurtul nostru drum la Dedeman, avem un Torx pe invers de 10, torc 1 pe 4. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. În spate nu văd câte sunt, plus 5, 2, 4, multe, foarte multe șuruburi. O să te ajut și eu stând pe acest scaunel. Fii atent, ce zici tu să mă ajuți? Activând bormașina la cele 25 de șuruburi pe care trebuie să le desfacem. Na, dar tu mă, ce m-am așezat? Am desfăcut mare parte din șuruburile, mai puțin ăsta și mai puțin unul de acolo, din șuruburile de la capac. Mi-am dat seama că trebuie desfăcute șuruburile astea de care uitasem inițial. Asta după ce se desface, pur și simplu se trage garnitura. E o garnitură care vine pe partea de sus a motorașului pe care noi vrem de altfel să-l schimbăm. Asta avem una locuitoare, desigur. Dacă ajungeți ca noi în punctul care nu vă iese asta, să știți că asta, care nu știu ce face, este prins aici. Da? Și sub el mai este încă un șurub. Nu se vede de mâna ta, întâncoace. Și asta e prins aici, așa. Nu sunt oamenii unde e prins, să se vede. Și sub el mai este un șurub, evident. Plus plasticul ăsta cu 3 șuruburi, 2 șuruburi de plastic care sunt aici și încă un șurub metalic care se prinde acolo pe centru. Acum sperat să putem da asta așa un pic la o parte, hai că se dă. Bine. Hai că vin eu să țin de... Și acum sigur am putea să-l dăm jos. Succes! Merge! Succes, avem capacul dat jos. Eu văd 3, 1, par ok. Chiar nu știu ce să zic și să fac în momentul ăsta. Mai bine vedeam aerotermul asta jos prima. Pentru că ar trebui să ajungem jos, deși cred că ajungem cu cheia, să rotim motorul. Ca să vedem toate șurubule de vanos. Pentru asta nu arăta rău. Să eliminăm așa. Nu știu, nu iar. Nu arăta rău deloc, asta a fost schimbată, să știi. Și nu de foarte mult timp, e super moale. E ok. Sunt exact ca astea. Bun, șurubulele astea de vanos nu sunt desfăcute. Par a fi prinse bine. Toate. Doar că sunt cele vechi. Da, credem că sunt cele vechi, dacă tot le avem și tot în punctul ăsta, ca să am eu liniștea sufletească 5 ani, 6 ani cât țin mașina asta, dacă o țin, sper să o țin, dacă cred că o țin, le vom schimba. Motorul va trebui să-l rotim spre dreapta, nu spre stânga, asta este super important, motorul nu trebuie să rotească invers. Și adică, ca să ajungem jos, da, adică în sensul acela de ceasornii. Și dacă ajungem jos, trebuie să-l rotim de la vibrochen de jos și va trebui să scoatem aerotermă.
Deja ne-am blocat. În aeroterma este prinsă și jos și trebuie desfăcut scutul ca să ajungă la șurubul de la aerotermă, ca să putem să o scoatem pe sus și niciodată să nu vă băgați o mașină cu cricul hidraulic, așa, trebuie să puneți și pe niște capre. Dar că Luci nu e sub mașină, deci e ok. O să lasă scutul doar din față. Deci după un chin de ore, după cum se vede și pe fața mea, cred că am stat o oră cel puțin, să scoatem asta. Asta a făcut noi în ultima oră. Pentru că aici are mizeria asta de ce te mirce, care de fapt noi încercam să o scoatem, dar e băgată în interior, deci nu cum să scoatem, care doar prinde mizeria asta de țeavă și fără să o scoatem de interculă n-am reușit, deci am ridicat mașina pe cric. În mod normal este un șurub care o prinde și de desubt. Aici, undeva. Doar că nu mai era. Doar că la noi era lipsă oricum. Și cred că asta se întâmplă doar la cutii automate. Cred că asta este coolerul de ulei de la cutia automată, ce se prinde aici. Ne-a dat o oră și a trebuit să dăm afară țeava asta de jos din intercooler ca să putem un pic să o împingem, ca să scoatem mizeria asta de clemă de pe cauciucul ăla. Și după după chestia asta arată cu degetul. Asta de aici ce se vede. Am împins un pic așa, dar după ce am scos țeava de jos din intercooler. Aici este motorașul nostru pe care noi să-l schimbăm. Trebuie să scoatem tot ansamblul ăsta și mai întâi scoatem injectoarele cu unealta noastră specială. Primul pas este să desfacem șurubul ăsta mare de aici. Pare nu foarte strâns. Și cam greuț. Te rog, tași din gură. Deci ăsta este E8 până la urmă. Asta zi dragul în început. A, da. Ce să fac eu dacă într-o sală se descule E7 era în locul lui E8 și am avut impresia că trebuie E9. Vezi să nu-ți cadă, ține cu două mâini de mie asta încoace. Și acum trebuie să învățăm cum funcționează un altă de injectoare care arată super dubios. Și lucrurile astea de aici și trebuie scoase. Asta și asta. Oho. Interesant. Să punem peste astea, dar nu ține. Exact de ce este. Ține-l bine. Okay. Bun, și acum după ce am scos șurubul și chestia de reține jos, ar trebui conform lor să iasă efectiv? Bravo. Incredibil. Să nu le scoți de acolo. Două. Wow. Bine, ai luat trei. Aha. Ca să explicăm mai bine ce s-a întâmplat, noi citisem inițial că este nevoie de unealtă specializată pentru desfăcut injectoarele. Ulterior am descoperit că unealta aceea este și pentru montat injectoarele și după cum ați putut vedea pe sistemul cineva lucrat aici doamnă, în trecut nu s-au montat injectoarele folosind unealta, deoarece ele puteau fi scoase cu mâna. Nu pot decât să mă bucur că am umblat la injectoare, deoarece am citit că în situații mai rare, dacă injectoarele nu sunt înfipte până unde trebuie, se poate arde chiulasa. Mai departe am trecut la șuruburile de la Vanos și aici recunoaștem că am improvizat puțin. Diagramele de servici cer ca aceste șuruburi să se strângă la 6 Nm plus 60 de grade, iar când se strâng cele 60 de grade, cuplul trebuie să fie între 8 și 14 Nm. Pentru că șuruburile nu păreau desfăcute vizual, ne-am gândit să încercăm să strângem de ele cu cheia pneumatică și dacă șurubul se învârtea până să sară cheia la cuplu, îl consideram slab și îl schimbam pe acela. Să pui și chestia aia. Păi de ce? Păi, doar strâng pe 10 Nm, trebuie cheia să clicăne din prima în momentul ăsta. Păi nu e adevărat că ăla are între 8 și 4, mai bine îl pui pe 8, nu pe 10. Îl pui pe minimum, pune-l pe 9. Hai bine, să-l pui cât mai jos. Păi dacă e la 6, eu asta încerc să zic, alea 60 de grade. Când e strâns deja pe motor și e de ceva timp, el nu se desface cu aceeași cuplu. Asta e chestia. Gata, hai că l-am pus pe 9. Se face cu un cuplu mai mare. Păi, da, dar în momentul ăsta eu încercam să-mi dau seama dacă alea 60 de grade înseamnă newtonie în plus. Păi, nu știi, 60 de grade e cel mai accurat, dar asta se dă cu grade. Stai un pic, ține-l pe poziție. Nu uite, a clicat-i. Deci asta e strâns. Deci asta e strâns, ok. Bun, mai rotește-l. E pe 9? E pe 9, da. Ok. Pe 10 n-aș da, sau nu știu, dă-i... Nu, lasă-l pe nou. Dacă el alea de erau desfăcute, erau desfăcute clar, le desfăceai cu mâna, adică nu se pune problema asta. Pare că s-a
Nu mi s-a părut. Ba da, ba da, un pic să știi că s-a făcut. Hai să schimbăm pe ăsta. Ok. Ha. Da, era mai slab ăsta. Era slăbit și la slăbine acum când l-am strâns. E pe 6? Da, da, da. Sigur? Sigur, sigur, sigur. Dă mie că țin eu și dă-i tu. Nu trebuie să sar de 14 newton. Și dăm pe 14, pe cheie. Venim cu super ansamblul nostru. Deci în momentul ăsta ne arată cu 20 de grade minus. Și înseamnă că nu trebuie să mergem pe 60 de grade, să mergem pe 40 de grade. Go. Da. Îl ții, da, acolo? Da. E. Nu pot să zic, e ok. Cine face asta în laj? Așa se face, mă, când lucrezi la motoare. Ai fost tu să vezi cum se lucrează la motoare. Nu te văd de aici. Vreodată? Asta nu sună bine. N-ai ținut bine acolo. Păi da, eu țin bine, doar că nu e un bun în momentul în care apeși pe... De ce s-a întâmplat? Te-ai scos și pus din nou. Poți să pui altul, că nu se le schimbă pe toate. Șase. Incredibil. La cât ai dat? Ah, hai că e bine, e unde trebuie. Sigur? Da, da. Da, e pe 60 și am plecat un pic în spatele lui 60. E ok. Doar aș vrea să dau cu laveta pe el un pic. Hai să-i mai dau foarte puțin din roata normală. Ce zici, te oprești. Gata, s-a mai mutat un pic. După cum puteți observa, operațiunea asta n-a mers foarte bine. A, s-a blocat de ăla. Nasol. Da, nu-mi place aici, acum îl țin. S-a blocat iarăși, uite. Ți-am și zis. Da, e un pic strâmb, pentru că e strâmbă aia. Gen, lovește de perete, nu-mi place deloc. 6. Bun. Problema este că nu aveam spațiu pentru a ne poziționa perfect perpendicular pe șurub din cauza gradației acesteia utilizate. Ideal aici utilizez o dinamometrică digitală cu gradație care nu are mizeria asta mecanică pe ea. Ne-am chinuit mai departe și până la urmă ceva a ieșit, deși departe de ideal. Vino în fața reflectoarelor nealucit. Deci am făcut o treabă, nu știu dacă a fost bună sau nu. Am făcut o ciorbă. N-am găsit niciun șurub desfăcut. Mult, ne-am chinuit foarte mult pentru că treaba asta este mult prea mare, ce avem noi. Trebuie o cheie nanometrică electronică care desetezi cuplu plus unghi și îți bipă e singură și gata, dar noi nu avem scura de specializată. Nu încape. Ideea e că am schimbat 4 șuruburi din 8 în total. Pe nu? Care, da, 4 din 8 pe care le-am crezut. 3 cu 1 am schimbat. Pe care le-am crezut noi mai... Am pus cheia pe 8-9 Nm și au fost câteva care până să clică în cheia s-au început să se strângă și am presupus că le sunt cam slăbite. Și pe aia le-a schimbat. Restul nu le-a schimbat. Oricum, ele arată identic între ele, deci... Oricum, sincer, cred că puteam să le strângem pe alea și gata. Da, da, am zis să și schimbăm, ca așa zice diagrama de service. Da, aia este. Am avut o singură surpriză la 1 care a ajuns pe 14 Nm și a ajuns pe maxim. Unde-i țânțarul ăla? Nu știu. Bă, aceasta a fost o procedură... Inutile. Mă rog, dificilă, nu știu dacă. Eu zic că, la urma urmei, dacă desfaceți capacul ăsta și ăsta, nu se văd ca fiind slăbite, desfăcute, adică evident. Slăbite, rupte sau ceva. Să nu umblați la ei. Da. Să scoatem asta de minim de aici și să dăm axa peste minim, astfel încât se elibereze melcul de la actuator și actuatorul să-l putem să ridicăm afară. O să fie bun la tot. Să desfacem asta într-o primă instanță. Ca să dăm jos acest oil spray nozzle, care avem și un locuitor, desigur. Ne călătim axul și ceea ce spuneți pe asta, da, arculețele acestea vor forța tensiunea în ce mai mare, probabil până la final, când ar trebui să descarce singur tensiunea respectivă. Dacă îl scăpăm în momentul ăsta, el sare înapoi pe stopărul de maxim și axul ăsta nu e gândit să lovească în maxim, efectiv, el trebuie să ajungă acolo ușor. Ei spun că, în teorie, dacă ți-a scăpat, l-ai stricat.
Pentru că a lovit maximul și eu nu pondesc cum să schimb așa ceva, deci de aici platformă și service, probabil. Dar ne credem în capacitățile noastre. Se poate ține de aici întors cu cheie și de aici cu asta, no, deci trebuie să le ținem Nimbus, sincron, cu Nimbus. Nimbus. Vezi, uite, prea târziu, uite cum se numesc cu Nimbus. Scoate cheia. Bun. Scoate cheia. Auzi, dar nu te-a dat invers? Tu îl dai bine? Da. Sigur? Da. Deci în momentul ăsta am scos zimții de pe melc de aici, am mai rotit de cheie cam 90 de grade și acum fixăm minimul acolo ca să nu-ți sară arcul înapoi. Bun, deci ne-a intrat o molie în motor. În momentul ăsta, da, ne gândim dacă o să aibă ceva, când tocmai ne-a intrat o molie în motor și am murit undeva acolo unde ne ajungem la ea, dar continuând. Nu este atât de greu pe cât am crezut treaba asta cu eccentric shaft, dar n-am înțeles eu foarte bine din ghid respectiv de pe YouTube. Ideea este, în momentul în care, după ce am desfăcut capacul, shaft-ul este cu limba de aici pe care am arătat mai devreme pe maxim. În momentul în care dai de cheie aici și ții și contra aici ca să nu scape, el de fapt împinge în tine, el te ajută pe tine să desfaci shaft-ul, doar că tu mai mult trebuie să ții pe poziție ca să nu sară foarte rău. După ce a sărit, a trecut de stopperul de minim, da, a ieșit de pe viermele ăsta, de pe worm gear, de pe melc, da, a ieșit și atunci trebuie dat suplimentar mai mult în jos, până când avem acces să punem din nou bolțul de minim. Iar acum ăsta, shaft este în spatele bolțului de minim și apasă în bolțul de minim și ăsta este liber. Și în sfârșit avem 3 amărâte de Torx, nu știu, T30 sau 25 și după o zi de desfăcut în care n-am pus încă nimic bine, am stat și la șurubele de vanos, trebuie să recunosc, după o zi întreagă de desfăcut, în sfârșit scoatem motorașul ăsta al vieții și să vezi că dacă văd că a fost deja schimbat și că vezi, doamne, eroarea aia a rămas, e 25 sau 30, o să nebunesc, o să iau răză. Bă, ce faci? Ceva s-a întâmplat și nu-i bine. Tu ai șuruburi de-astea noi? Nu cred. Serios? Mamă, faci mișto? Da. Wow. Ce înseamnă 090620? De fapt, ia să ne întâmplă la nou, pentru că nu înțeleg. Aici aveți o dovadă a unei țepe date de noi. Și dovada faptului că piesele astea sunt identice. VDO la jumătate de preț față de BMW. Observăm cum exact logo-ul BMW și codul BMW au fost tăiate. Observăm cum restul sunt identice. Și țeapa care s-a pus este următoarea. Data de producție a ăsta e de la scos. 06-20, da? 30-06-21. Deci ăsta e nou. Probabil schimbat. Că, da, cineva a schimbat ăsta. Bun. Introducem. What are you doing? Am mers dinspre partea aia. Gata. Așa. Tot anul e trecută. Oare trebuie să pornească de la o direcție, nu? Nu, pornești tu cu el. Bine, după aia e de 13 era, da? Da. În ce direcție trebuie să te duci? Da, pe aici. Oricum, nu dă multă rezistență. O să văd imediat. Dar să nu pe nu mai mișcă. Nu-l mișc, doar țin asta fix și eu. Păi, degeaba îl ții, că nu are nimic ce să-l miște. Că n-a ajuns râma pe el. Vrei să citezi dacă se mai face ceva anume? Nu. Fiindcă ăla nu mai sare. Pune minimul.
Îl ține Melcu. Mm-hmm. Încă am stuc cuplu ăsta? Stop screw for eccentric shaft to cylinder head. 10 Nm. 10 Nm. Vorba ta că alea nu erau strânsă la 10 niciodată. Ce cretini. Nemți, bă, nemți. Nu mai sunt nici nemți ăștia ce au fost. Poate a fost făcută în altă parte. Oil feed line-ul, să nu uităm. Oil spray nozzle to guide block. 10 Nm. Ce fac, Vasile, mă, nici sunt țării? Vasile. Mănânci sunt țării. Uite, vezi? 10. Gata, să punem pauză, da? Acum trebuie să punem totul înapoi. Deci cum am desfăcut? Cum am desfăcut? Totul la loc înapoi. Și gata. În punctul acesta eram mult prea în urmă cu totul și am mai lăsat din filmat ca să punem totul la loc și să ne apucăm și de restul de treabă. Dar, desigur, nu putea să fie tot atât de simplu, nu? Este ora 12 noaptea. Am dat un ateu monumental pentru că această trusă, să punem aici la lumină ca să se vadă, este pentru noua generație de injecție de pe N55, cea care de regulă vine pe F-uri. Eu habar n-aveam informația asta, am aflat-o cu prilejul cu care mi-am dat seama că nu se potrivește. Cred că e până în 2011. Nu, EU n-a avut. EU n-a avut niciodată pompă de injecție Bosch, a avut numai sistemul Continental cu tot cu chestia asta și cu tot cu mizeria asta. Ei. Ei, da. Așa că am zis să acoperim între timp motorul, lăsând o parte injectoare, că injectoarele intră prin orificiul ăsta. Acoperim motorul cu carcasa, am schimbat caneturile de pe spate, se schimbă destul de simplu. În esență, oile de strângere implică să strângi mai întâi unele și după altele, ca să așeze garnitura perfect. Într-o ordine anume. Trebuie să te uiți. Ia vezi, cum pe jos? Și avem o cheie din nou. Nu, strânge-l pe starte. Mecanici amatori, asta înseamnă. Titan screws 1, 8.5. Și 2. 2, 8.5. Și pe aia de la 3 la 26 în ordinea pe care ți-o zic ei. Și să verific 4 AZ 8.5. Deci toate se strâng la 8.5. Și ordinea ar fi asta. 1, 2... Și după aia, hai. 3, 4, nicio, pentru mine unul cel puțin aici logic. Ok, deci asta este ordinea. Când dai jos un injector, trebuie să înlocuim garnitura asta de aici metalică, care se scoate foarte simplu. Trebuie să fură unealtă de la Vlad imediat, da? Am băgat așa un trim tool. Mulți fac și cu șurubelnița, dar dacă aveți un trim tool de ăsta de plastic, se pare mai elegant un pic, că nu se zgârie nimic. Am băgat aici, am forțat un pic, a ieșit super simplu. Ia, pune pe cealaltă. O punem pe cealaltă. O punem cu fața asta în sus, nu? Așa. Uite pe cealaltă care e pe e os. Corect. Da, e corect. Și aici garnitura mică de teflon. Teflon. Simplu. Mizeria asta de garnitura de teflon. BMW dă o sculă specifică ca să o dai jos și ca să pui alta. Evident, nu o să cumpărăm o sculă 300 de euro ca să dăm jos o mizerie de garnitură de teflon de 2 lei, care nu poate fi de... Nu știu, cauciuc sau ceva, e materialul ăsta absolut infect, așa că o să tăiem foarte ușor cu un cutter. Încercăm să nu săpăm atât de mult în interiorul injectorului. Am tăiat-o, dăm jos. Și acum ce observăm? Garnitura nouă nu intră imediat pe acest orificiu. Iau trimtul ăsta. Efectiv. Și forțez garnitura în jos. Vârful pixului ca să o lărgim. Deci scopul acum este strict să o lărgim. Ea nu își revine înapoi foarte ușor după ce se lărgește. Și ar trebui să intre pe vârful injectorului. Mai lăgim un pic, ține injectorul un pic. Se intre aici. Și așa cum mai intră. Foarte simplu și frumos. O să folosim tot trimtul-ul, fiind de plastic, să dăm garnitura în jos. Și acum dăm de problema B. Când garnitura ajunge la locul ei, uitați cum stă.
El nu este pe poziție. Asta este invenția mea dintr-un pix. Și invenția lui Vlad a tăiat un pix pe care l-a lărgit. Pare că e bine, că intră bine. Vezi, vezi să nu-l prinzi. Uite pe spatele lui. Așa. Așa. Perfect. Și acum trebuie să-l lăsăm un pic. În teorie nu este extrem de rău de ajuns la ele. Acum după o zi asta întreagă de haos. Scapă compresie, nu știu. Problema e că nu-ți dai seama acum pe loc. Numai că nu-ți dai seama pe loc. Dar dacă, nu știu, ar putea să nu pornească sau ar merge prost din prima. Dacă merge bine din prima, înseamnă că e ok. Este ziua a 2 și pentru că 20. Sistemul de injecție ne-a bătut aseară. Mă rog, pare ca și cum ziua 20. Pentru că aseară ne-a bătut sistemul de injecție. Pentru că Lucina a cumpărat ce scule trebuie. Detalii. Astea sunt niște detalii. Trecem la curea de accesorii și fulea de la Vibrochem în cazul nostru, care are ușoară oscilație. 1. Gata. Da. Da. Și arată rolă de nu știu câți ani. Sunt curios cât a fost schimbat ultima. Toate astea nu pare să facă să mult. Asta, nu știu. Role bune, role de calitate. Rolele fixe trebuie strânse la 56 N de cuplu. Căpăcelele noi, să nu uităm să le punem. Căpăcelul mare care vine jos. Bun. Gata. Pentru folia de la Vibrochem, câteva chestii foarte importante de explicat. Avem câte sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 șuruburi E10 pe care trebuie să le scoatem. Când desfacem șuruburile, tindem să învârtim Vibrochem-ul invers față de cum vrea să învârtăm motorul și în momentul ăla stricăm lucruri. Așa că aici e nevoie de două mâini sau două persoane și probabil că nu o să filmăm. O să am nevoie de Vlad, care mă filmează acum. El va trebui să țină motorul pe loc, să-l blocheze, cât timp eu desfac fiecare șurub în parte. În mod normal, în procedurile de service BMW, se recomandă o unealtă care se pune pe cutia de viteze, undeva, mă rog, la minerea între cutia de viteze și motor, și se blochează Vibrochem-ul în loc, astfel încât după poți să desfaci niștile astea. Dar pentru că noi nu avem cum, el se poate bloca și de pe fața lui, practic. Și este aici jos, unde este evident destul de greu de accesat. Cum a Vlad, practic, a pus piesa care, cu care o să țină motorul pe loc și eu o să vin cu crichetul mic pe lângă el și o să desfac. Un șurub scos, 7 rămase. Ia! După mult chin, din nou, pentru că mașina asta fără chin nu vrea. O altă chestie care vreau să văd este garnitura asta din spate. Este una din garniturile care mai cedează la motoarele astea. A noastră a dat ok, pare că totuși a fost aici ceva scurgere, dar nu văd ulei să curgă în mod curent foarte mult. Cuplul de strângere pentru șuruburile de la Vibrochem este de 35 Nm. În teorie n-ar trebui să mai trească să ținem contra motorului, pentru că strângem în direcția în care el natural se învârte și dacă ni se învârte un pic motorul nu este o problemă. Ar trebui ținut contra doar în cazul în care dăm să strângem la cuplu și ne ajungem la cuplu și începem să învârtim motorul. Hai să vedem dacă ne descurcăm mai întâi așa. Da, n-ar trebui să ținem contra, ok. Pentru final, noi am lăsat rolele întinzătoare, pentru că sunt două, care se scot aproape identic cu cele fixe. Avem clasicul nostru căpăcel aici, pe care o să-l agățăm din col și să-l forțăm afară, fără să-l troznim cu șurubelița radiator. Căpăcelul. Avem același Torx T50, ca și la restul. Hai, gata, așa. Și acum asta... trage-o așa, un pic. Stai secundă că poate... Așa. Ok. Bravo. Bravo, Vlad. Aplauze. Mulțime. De unde au Angel, mă, e tasare? Explică-mi și mie. Deci este plin de sărământ. Uite cum poți să arate la mine. Păi, poate la granița cu Austria, cu Elveția. Este varză, ia. Deci, care noi sunt? Bine, da. Este desfăcut.
Așa, bun, hai să punem asta înapoi. Fără să ne sară în dinți, ar fi ideal. 38. Ultima piesă de puzzle. Curea de accesorii. Partea în cea mai mare satisfacție, deci așa arată curea, scurt. Ieșit? Da. Vai de cap. E întins. Stai seama că e întins. Nu e întins cum trebuie. Efectiv. Normal că e cum trebuie, dar e făcută de noi. Da, da. Ne facem numai lucruri cum trebuie. Da, da. Ziua 50 de reparat la mașină. Nu e chiar ziua 50, suntem două zile mai târziu. Trei zile mai târziu. Unde am încercat să aflăm, să înțelegem cu exactitate cum funcționează scula asta, care de fapt e combinată acum din cele două scule pe care avem, că mi se par că filetele astea au fost mai de calitate decât astea negre care au venit ele. În mod normal funcționează și astea, doar că, nu știu, la noi filetul e destul de prost, tabanat. După mult chin, ne-am dat seama ce, exact ce extractor avem nevoie. Am luat setul ăsta de scule, habar n-am cum se numesc. Avem nevoie ca să putem să strângem la cuplu. După ce am luat o cheie naometrică care nu strânge invers acelor de ceasonic, adică nu strânge pe deschis, am mai împrumutat încă o cheie care de data asta strânge pe deschis la 2 Nm și putem să vă arătăm exact procedura de injectoare. Uitați aici mecanicul de YouTube. Cum ai stricat mașina? Cum de ți-a distrus motorul? Păi m-am uitat pe YouTube la un ghid și am zis că mă descurc să o fac singur. Praf. Revenim. Luăm piesa. Încercăm să desfacem filetul ăsta aproape până la bază de aici. Cam așa. Și asta la fel. Asta este filet invers, deci practic. Da. O să explicăm imediat care e treaba cu filetul invers. După care pe astea le prindem pe cele două găuri de șuruburi aici. Noi am observat că cel mai bine se așează cu scrisul invers, deci bine, cumva unele cu poziția nu scris, asta. Deci nu da, dar am văzut că toate au forma asta similară, deci cumva cu buza mai mică în sus. După ce ne punem la mână, puțin așa, începem să înfiletăm partea de sus, astfel încât să ajungem pe filetul injectorului. Vedem că acum ajungem la filetul injectorului și dacă începem să rotim, nu-l prinde. Dacă nu-l prinde, mă trebuie să rotim asta în jos, adică invers a celor de ceasornic, ca să coboare piesa cu totul. După ce vedem că a coborât un pic pe injector, începem din nou cu piesa de sus. Și vedem ce am pățit noi și ce n-am văzut la alții pe YouTube, că injectorul începe să se rotească. Nu, pur și simplu ținem un pic cu mâna de el. Așa, și acum simt că l-a prins și se vede că începe un pic să ridice de pe poziție. Asta nu este o problemă, pentru că în curând se va strânge piesa cu totul. Ca să-l învârtim, noi nu-l învârtim până jos. Am observat că dacă l-am învârtit până jos, când îl strângem în final pe poziție, piesa asta se blochează, ajunge cumva la maxim. Deci, îl învârtim jumătate, ceva de gen. Nu l-am desfăcut. Dar trebuie să le fac pe rând, să nu se ridice de pe parte. Și asta din nou trebuie să las un pic piesa asta în jos cu totul. Acum să strâng un pic. A strâns, începe să ridice, practic. Mai las un pic piesa asta în jos. Deci eu v-am zis că un laborator face o treabă mai bună decât Luci. Aici din nou. Pare că este aproape până jos. Acum trebuie să strângem mai de sus la 8,5 N cuplu. Ok. Iar acum trebuie să rotim de aici pe poziția de deschis invers a celor de ceasuri ca să le forțăm în motor. Iar aici este nevoie de cuplu acela de 2 newtoni. 24. 24 de aici. Ce este foarte important? Când strângi cu un adaptor de genul acesta, dacă strânge pe poziția asta, șurubul pleacă de aici și ajunge aici. Pârghia, din punct de vedere fizic, e alta. Și atunci mi se amplifică cuplu. Deci dacă aș strânge cu el drept așa și aș strânge pe 2, de fapt aici aș avea mai mult, nu știu exact cât, dar mai mult. Ca să păstrez aceeași cuplu și să fie aceeași lungime din punct de tragere, trebuie să-l întorc la 90 de grade. Și așa
te asigur că de fapt cuplul pe care îl pui este cel corect. Ok, suntem pe deschis, haide să vedem. Ok, începe să... Teoretic, gata. Cheia clicănit. Să vedem și aici. Nu s-a rotit când ținut de el. Nu l-am simțit la deget, cred că e acceptabil. Da. Hai să vedem. Foarte ușor. Teapă așa. Da. Cum a? Se pot desface. Se desfac de pe injectoare. Așa. Acum n-ar trebui să mai fie nimic. Se ține injectoarele astea, sunt libere, normal și nu. Pot să desfac direct, nu mai desfac. Da, și vedem că ăsta în continuare n-a vrut să rămână exact pe poziția ăla, n-o să minte. Pe asta scrie să nu fie mai mult de 6 Nm la forța asta de rotație, că nu rezistă corpul injectorului la mai mult de 6. Aș încerca cu un șurub și cu cheia neometrică setată pe 6, sincer să fiu. Ia, hai, trage de el, ți l-am prins eu. Stai de lângă, nu? L-ai scos. Nu vreau să prind așa pe mica lui gaură, adică aș prefera să... Dar în dreapta e perfect, ăsta nu. Gata. Gata, ar trebui să merg acum. Ok. Și... Nu, e pe poziție. Ok. Bun. Și acum, teoretic, se poate ca la care. Da, pe de altă parte, nu știu, eu zic că o treabă mai bună de data nu. Peste tot cel puțin întrebat, noi nu putem face. Realist vorbind, am văzut oameni care strângeau fără cheie neumatică, strângeau ăla efectiv la mână, cum simțeau ei că o pun rezistență, să dau la o parte. Sunt oameni care le pun pe poziția, pasă un pic pe ele, după care le prind direct acolo. Nu știu, am mai citit afară de povești că dacă nu intră de tot până în chiuloasă, se poate arde buza chiuloasă, e ceva ce, nu știu, eu nu pot să înțeleg, dar... Am zis măcar să facem tot posibil, să facem cât se poate de ca la carte. Bine. Atât e că nu știu dacă multă lume face așa. Noi, zic că nu. Noi când le-am scos, când le-am scos, au ieșit foarte ușor, deci cel mai probabil sigur nu au fost puse. Da. Why do you talk over me? Așa ai făcut gen tot... Da, te confirmam. Păi nici n-am terminat propoziții. Noi când le-am scos, prima oară când le-am scos, au ieșit foarte, foarte ușor. Deci, practic, noi n-am avut nevoie de scola aceea. Deci, cel mai probabil nu au fost puse cu ajutorul ei, ci efectiv au fost băgate acolo. De acum le-am băgat mai mult decât erau înainte, că înainte le-am scos cu mâna foarte ușor. Da, acum și piesa aia acum se simt la deget, că sunt destul de fixe și etanșe. Ok. Bun, haide să continuăm. Și acum că ne uităm și pe asta și ne-am amintit despre ce e vorba, vedeți ce aici undeva ne spune că ar trebui să strângem cu device. Stai să arătăm pe motor cel mai bine. Asta este dispozitivul care le ține pe poziție. Și asta permite să le mai schimbi poziția după, în sensul în care asta trebuie să vină să le țină așa pe clema asta neagră lor. Aici se pune la mână un șurub, după care ele se mai pot mișca, exact ca să se potrivească capacul ăla acolo. Noi le-am mișcat înainte să punem clema aia, dar foarte relevant n-ar trebui să fie, că l-am mișcat foarte puțin și nu l-am scos de pe poziție. De aici am continuat să punem totul la loc în zona injectoarelor și a bujiilor ca să putem trece mai departe la cele rămase. Schimbul de ulei, lichidul de răcire, vasul de expansiune, garniturile de la carcasa filtrului de ulei și am zis să încercăm să curățăm totul și între cele două radiatoare de pe față, o zonă care deseori adună mizerie și obturează fluxul de aer. După cum urmează să vedeți, totul a mers ață. Dă-i un pic de twist așa. Așa. De asta este el ușor. Incredibil. Asta am și părie să trag de și trag destul de sănătos. Ah, hai că iese. Așa, de un pic de wiggle, ai grijă la ăsta. Ah, ok. Că pare, ai clemele sunt coapte. Deci ăla a ieșit. Așa.
Nu. Pare că s-a mișcat un pic acum. Nu vrea, nu vrea, nu vrea. După mult final, insistat, a ieșit. E un furtun afară. Ca să putem să dăm jos radiatorul, adică ultima șurubă la care lucrează Luci, a trebuit să dăm jos țeava asta de aici, care venea jos în intercooler. Acum deconectăm furtunele alea două. Asta e smul așa decât cealaltă, asta poți confirma. Nu știu dacă se vede. Nu prea se vede. N-avea trebuie tras pe exterior, efectiv. Se vede fața mea care se chire. Ce se scrie? Evident că... Haide, Luci, dă-l afară. Foarte ușor, totuși nu vrea, abita. Așa, Luci, bravo. Aici, fix pe colțul lui. Uite. Bine că mi-au pus bună de la aerocondiționat fix în cale, bă, dar fix în fața șurubului. De iau o prelungire. Din momentul acesta, nu cred că exagerez când spun că a urmat minim o oră de chin. Deși diagrama de serviciu ne cerea pur și simplu să ridicăm de radiator în sus, acesta lovea în circuitul de freon al radiatorului de climă și efectiv nu avea spațiu necesar. Astfel, am curățat între radiatoare așa cum am putut din poziția actuală și am trecut mai departe. Vasul de expansiune l-am schimbat repede și am trecut la ultima operațiune a nopții, garniturile de la carcasa filtrului de ulei. În acest punct, ora era deja vreo 1 dimineața și chiar aveam nevoie ca totul să meargă ușor de această dată. Ridică-l în sus, drept. Yeah. Ușor. Uh-huh. Lasă, așa că nu curge până. Momentan, doar un pic, lasă așa. Păi da, asta este așa. Ia uite. Ce era? Regina. Ah, ok. Cinstit. Stai, nu o să sparg și... Mamă, ce e pe ea. Incredibil, totul este în cale, mașina asta. Tot încerc să trag de aici. Bine, mă. Gata, gata, practic o facem în seara asta, dacă am făcut treaba asta. După tot chinul ăsta, singurul motiv pentru care a scos 1.000.000 de șuruburi a fost. Doar un pic, wiggle it. Nu, vezi la... pe ăsta, ăsta tragi de el. De-l pe deasupra ei. Stai un pic, mă. A, gata, gata. Stai un pic. Bun, it's fucking design, BMW, ești nebun. Efectiv, ca să ajungem aici. Stai. Uite cât s-a făcut ca să ajungem aici, trebuie să deconectăm până în pânzele albe. Cumva nu, pe partea elaltă, la alternator, nu aici. Stai. Stai un pic, te rog. Acolo, da. Gata, hai că asta e acoperit. Trage repede. Căcat. E întărită toată, este farsă.
din cadă veche. Și pe aia vin eu cu șuruburi. Stă? Mhm. 16 newton. Căcat. Stai. Finger. Din acest punct mai aveam de pus totul la loc, de făcut plinul de ulei și de pornit mașina să vedem dacă a supraviețuit operației. După cum poate v-ați dat seama din cât de puțin am început să vorbim, deja eram foarte obosiți, dar determinat să terminăm cu mașina noaptea aceasta. Mă rog, când spun noaptea... Deci este dimineață. S-a făcut dimineață. E dimineață, e 4 după masa, nu mai minți oamenii. Asta înseamnă... Nu știu ce înseamnă, nu știu dacă e prostie... Nu știu dacă e dedicație, nu știu, deci nu știu ce e asta, dar oricum ceva normal nu este. În acest punct ne-a mai rămas doar să găsim siguranța de la sistemul de injecție ca să învârtim motorul de vreo 3 ori câteva secunde doar pe electromotor. Această procedură era cea mai importantă, având în vedere că este bine documentat faptul că în cazuri rare au apărut goluri de aer pe circuitul de ulei atunci când s-au umblat la el și cu zineții au mers pe uscat câteva secunde bune. După câteva zeci de minute de chin în care nu am găsit siguranța, am deconectat până la urmă mufele injectoarelor și am făcut procedura de amorsare, care a mers bine, iar acum urma să pornim motorul. Dacă troncăle, îl opresc. Da, dar nu o să troncăle. Lasă-l 3 secunde și pe aia dă-i două accelerații scurte, așa. La câte ture? 1800-2000, cam așa. E perfect, lasă-l așa. Observă, uite-te în bord să vezi presiune ulei sau ceva dacă îți dă. Cam aceasta a fost distracția noastră de acum un an de zile. Dacă ați rezistat până la finalul acestui video, vă mulțumim și spuneți-ne dacă v-a plăcut, dacă mai vreți să mai postăm diferitele noastre aventuri din service. Să vedeți ce aventură am avut acum câteva luni de zile când am schimbat cu zineții și dacă sunteți curioși să vedeți câți termeni tehnici am pocit acolo, lăsați-ne un comentariu și poate editează Lucian video. Dar normal că Lucian face tot business-ul ăsta, dacă nu v-ați prins, Lucian e omul de bază. Da, o să-ți fac o statuie, o să intru pe Emax, ca o să vedem dacă au o statuie Lucian Dobrătă. Groaznic.